Salutare tuturor! Astăzi a trebuit să facem la moară pentru văcuțe, am făcut făină de porumb, așa că în principal am început să pun apă în radiatorul tractorului, apă caldă, deja l-am pornit deja, dar trebuie să punem apă caldă ca să se mențină pentru că radiatorul este un pic, un pic răpat și curge din el și tot am pus apă, facem făină de porumb din sacul ăsta de o tonă din dreapta, deci aici avem boabele, am zis să vi le arăt și cum arată, sunt foarte uscate și foarte ok, iar aici așa arată făina. Chiar, chiar, foarte firmițată și nu am lăsat-o să fie mai mare. Am făcut-o cât mai micul posibil și am încărcat-o în mașină direct. Cam așa arăta mașina încărcată total. Am pus un butoi în spate și am plecat să o punem la graj. Aici căram saci pe șina de la vaci, unde le de mâncare o duceam în spate făina pentru că acolo o depozităm. Aici vă arătam frumos unde o ducem și cum o punem din saci. O luăm frumos. Aici am încercat să-l dezleg, dar din păcate nu mă prindem cu o mână și am mers un pic cam greu, așa că am lăsat-o. Și aici vă am frumos făina cum, cum arată și cum am depozitat-o, v-am zis totul full, am pus în butoaie, dar a mai rămas niște saci pe care i-am pus lângă butoaie, exact cum vedeți aici, frumos și cam asta ajunge pe două săptămâni, să zic așa, eu zic că e ok, papa. Pa. pa.